Bună ziua, dragii mei, și bun venit la lecția de biologie! Sunt Mihaela de la Șandor și, în cadrul capitolului Sistemul endocrin, vom vorbi despre disfuncțiile tiroidei. Ne reamintim faptul că tiroida, cea mai mare și mai bogat vascularizată glandă endocrină, are un epiteliu glandular secretor organizat sub formă de foliculi. În prezența iodului, celulele foliculare produc hormonii tiroidieni, triiodotironina și tiroxina, cu rol important în creșterea și dezvoltarea organismului, în special a sistemului nervos, dar și în intensificarea arderilor celulare cu producere de energie, în creșterea glicemiei și în stimularea descompunerii lipidelor și a proteinelor. Cantitatea de hormoni tiroidieni, exprimată prin concentrația lor în sânge, reprezintă un element esențial în realizarea echilibrului funcțional al organismului. O cantitate prea mică a hormonilor în sânge exprimă o hipofuncție a glandei, o insuficiență cantitativă a hormonilor, numită hiposecreție de hormoni. Iar un surplus hormonal exprimă o hiperfuncție a glandei, respectiv o hipersecreție de hormoni. În cazul hiposecreției de hormoni tiroidieni în copilărie, apare nanismul tiroidian. Acesta se caracterizează prin încetinirea dezvoltării fizice și mentale, ce poate duce la cretinism. Indivizii vor avea o înălțime redusă și un retard psihic. Apar deformări osoase și defecte ale dinților. Dacă este diagnosticat din timp, nanismul tiroidian poate fi tratat prin administrare de tiroxină. Hiposecreția de hormon tiroidieni la adult determină apariția mixedemului, caracterizat prin creștere în greutate, senzație permanentă de frig, edem mucos, piele uscată și îngroșată și căderea părului. Reducerea intensității arderilor celulare se va manifesta prin lipsa de energie, așa numită letargie, și prin scăderea capacității de concentrare și învățare. În ambele situații, hiposecreția de hormoni tiroidieni determină acumularea coloidului în interiorul foliculilor tiroidieni, ce va duce la o creștere a volumului glandei manifestată prin apariția gușei. Hipersecreția de hormoni tiroidieni determină la adult boala Basedow-Graves, numită și gușă exoftalmică. Aceasta se manifestă prin scăderea în greutate, iritabilitate, neliniște, hipertensiune arterială, creșterea poftei de mâncare, gușă și ochi exoftalmici, respectiv ochi ieșiți din orbite. Lipsa iodului din alimentație produce gușa endemică. Aceasta se caracterizează prin hiposecreție tiroidiană însoțită de mărirea glandei. De aceea se recomandă folosirea în alimentație a sării iodate, sursa de iod necesară formării hormonilor tiroidieni.